Ești de acord cu ce spunea Mirel, cu ce spunea Victor? Apropo, domne, uite-te, Iohannis, exemplu cel mai bun, da? 10 ani președinte, acum lumea vrea să-l promoveze la nivelul Uniunii Europene. De acord, Tot, nu? Total de acord. Bravo. În România avem exemple nenumărate că performanța nu este evaluată de manieră validă și nu generează consecințe. Ai aici în studio unul dintre cei mai buni premieri ai României, care în loc să fie apreciat politic a fost urât cu patimă. Ai premieri foarte slabi, cum ar fi Orban sau Câțu, care au distrus țara și lumea nu e supărată pe ei. Ai un premier mediocru, cum a fost Ciucă, și care lumea nu s-a supărat pe el. Ai un președinte mediocru, Iohannis, care n-a făcut nimic pentru țară și a scăzut în ochii poporului și s-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic. Câinii latră, caravana trece, cum era pe vremuri când aveai groful sau cum e, nu bancherul, cum zicea, marchizul, baronul, care stătea sus în castelul lui și îl durea la bască de ce zicea pulimea. Pulimea putea să-l disprețuiască, să-l urască, să-l înjure, nu conta, el își vedea de viața lui cea mai foarte superioară și cea mai foarte perfectă și cea mai foarte medievală. La fel și cu Iohannis, așa este. Și s-a întâmplat ceva, la fel cu Băsescu, s-a întâmplat ceva, l-am trimis europarlamentar și a făcut partid. Deci a se renunța la ideea că există o legătură între performanță, între responsabilitatea socială și consecințe. Nu există consecințe. Deci, spune-mi, te rog, dacă ai făcut o cercetare... Românii merită tot ce e mai bun. Da, te rog. Știu, îmi place că repeți asta, sunt de acord cu tine și vreau și eu să, dacă s-ar mai putea să mai iasă Iohannis încă 5 ani, să schimbăm legea, să schimbăm... O să iasă Clotil și cu Nicușor. O să avem această bucurie minoră. Ah, da, dar e o bucurie mică în comparație cu ce de ar fi Clotil, fost... De Clotil știu, de Nicușor de Nicușor, ce să iasă? Chiar cum stăm pe București? Păi pe București ai un PSD la peste 30%, ai un USR în buza al lui 30%, ai un PNL în maxim 15%, ai un AUR în jur de 10% și ai un Nicușor Dan care în lipsa unui contracandidat redutabil câștigă fără probleme încă un mandat. Și dacă ar candida Gabi Firea? Sunt la egalitate, ceea ce spune că se poate întâmpla orice, dar dacă nu ar fi Gabi Firea, dacă ar fi altcineva... Ar câștiga Nicușor. Ar câștiga Nicușor, ceea ce mie mi se pare foarte normal, după ce bucureștenii au avut privilegiul să fie o capitală modernă cu un trafic blocat și au avut apă caldă. Să-mi aduce aminte afișele alea geniale, nu-mi vine să cred că trebuie să votez ca să am apă caldă. Au votat și fraierii papagalii naivi au pus botul la această... cum se zice, propagandă, la această manipulare că se poate de primitivă și după aia 4 ani de zile n-au avut apă caldă și nici căldură și ai acum cartiere întregi ale Bucureștiului unde se încălzesc la Ligia. Motiv pentru care o să-l voteze din nou, bănuiesc. Motiv pentru care o să-l voteze din nou într-un cel mai admirabil sindrom Stockholm în care victima ajunge să se îndrăgostească de călău. Foarte bine, românii merită tot ce e mai bun, nu mai îmi pasă de poporul ăsta. Au plecat 4 milioane să se ducă, să se transforme în scoțieni, irlandezi, italieni, francezi, să le fie scârbă de România, de mitici, de puțiți din România, foarte bine. Românii care rămân aici să aibă parte de clasa politică cea mai derahat și cea mai medievală și cea mai lipsită de democrație și să fie condusă cu bune, nu mai pot. Și să nu aibă apă caldă, să nu aibă căldură. Să stea exact în trafic. Foarte, ai văzut că s-a făcut un clasament. Bine. Suntem pe primele locuri la stat în trafic în Europa și pe locul 7-8 în lume. Bucureștiul. Stai un pic. Adică, Bombaiu cu sau Paulo. Da, da, da. Da, da, adică e o performanță extraordinară, demnă de cartea recordurilor. Foarte bine. Românii merită tot ce e mai bun. Să se tăvălească în chinuri. Băi, ai avut și tu viroză? Stai un pic. Viroză? Viroză, rău, e mai rău ca mine, e mai rău, decât... Nu, eu n-am avut, dar eu am avut COVID și de atunci sunt supărat în continuu. A, tu ai rămas supărat de la COVID. Apropo de efecte, te întreb, spune-mi, te rog, protestele de astăzi vor afecta PSD-ul sau îl afectează mai mult pe Marcel Ciolacu? Vor afecta și PSD-ul și pe Marcel Ciolacu. Nu ai cum să desfaci imaginea premierului PSD de partid. E inevitabil.
Și stai că vine acum e factura, o să fie genială chestia asta, asta cu e factura. Nu vine că nu funcționează, e nu ok. Nu funcționează că e nu ceva, e software. O repară de două săptămâni și o să repare încă două luni. Bun. Am pus pariu, am câștigat că hai nu să... va funcționa e factura, dar... Hai să te întreb ceva, crezi că va rezista până la urmă coaliția asta la... pentru alegerile europarlamentare, mă rog, parlamentare mai ales până în toamnă, că la europarlamentare mai e puțin și... Până la europarlamentare va rezista, în funcție de rezultat, dacă vom ajunge la ceea ce preconizam, profețeam, toate cele trei mari partide undeva în jur de 30 plus minus, după redistribuire, ca să nu avem discuții. Dar deci dacă o să păi ai nu, un... la europarlamentare ai zis că are 18% PNL-ul. Nu. Are 18% acum, dar e posibil să se mai mobilizeze un pic, că estimarea mea e că va lua un soi de... 21, poate chiar 22. În momentul de față are 18%, dar să nu ignorăm faptul că totuși au o rețea de primar local. Și părerea mea e că va fi un soi de 27-28 PSD, 23-25 AUR, 20-22 PNL și astea cu după redistribuire te vor duce într-un 31 pic PSD, aproape 30 AUR și aproape 25 PNL. Pe asta este scenariul de coșmar de care îți povesteam, în care ai trei forțe politice, A, B, C, de aproximativ egală putere politică și care, cărora le este cel mai ușor să scape într-o fidelitate rotativă, ca să zicem. A face alianță cu B, pe A face alianță cu C. Bun, va rezista coaliția până la alegerile europarlamentare? Nu pot să-ți dau un răspuns. Feeling-ul meu personal, gut feeling, este că nu va rezista. Dar depinde cât de mult va fi presiunea din partea guvernatorului României, ambasadorul american, sunt prea multe necunoscute în joc. Am înțeles. Victor, părerea mea e că nu va rezista, dar nu e pot să zic 80%. Dom'le, stați un pic. Mai spun o dată și din nou admirația mea crește pentru Statele Unite ale Americii. E singura țară în care se poate schimba ceva. E o bătălie acolo. Chiar e pe bune bătălia. Da, în Europa nu e nicio bătălie. E deja oamenii își negociază funcțiile tot între ei. Adică crezi că contează ce votează europeanul, nu românul. Europeanul. Da, Victor, dar și Europa. Ei deja știu. Deci PPE o pune pe Ursula. Dar Europa se poate schimba în funcție de alegerile din America. Evident că dacă se schimbă ceva în America, se va schimba și în Europa și în România. Tocmai. Nu știm însă, aici ai mare, ca să fie foarte clar că nu știu dacă se va schimba în bine, poate că se va schimba în rău dacă vine Trump, dar se schimbă. Dacă pierde Trump, nu se schimbă nimic. Ok, rămânem ca până acum. Problema principală în așa zisa democrație din Europa, că nu mai e nicio democrație până la urmă, că dacă nu poți să schimbi nimic pentru popor și nu te mai raportezi la popor, înseamnă că nu e democrație. Este dacă suntem în stare să alegem, nu să alegem, să avem noroc, să ni se pună, nu că noi alegem noi, niște lideri mai deștepți, mai eficienți sau mai proști. Că sunt țări în lume în momentul ăsta. Dar care... cine ne pune liderii? Păi nu-i punem noi, ce noi punem? În România? Ceva pe noi, da. Cineva. Păi pe celălalt cu cine l-a pus? Bun, PSD-ul, ok. Păi, aici, păi da, stai un pic. În România nu spune Soros lider de 20 de ani de zile, hai să fim serioși.